Non-promovat, Arcada a oprit seria meciurilor fără victorie, după ce în precedentele patru meciuri au jucat cu echipe de top din prima ligă. Miercuri, gălățenii au întâlnit pe teren propriu CSM Agronomia București. La fel ca în precedentele trei întâlniri, Arcada a trecut de echipa din capitală în minimum de seturi. Antrenorul jucător al formației gălățene s-a putut baza în meciul cu CSM pe toți titularii, după ce în meciul cu Zalău, sextelul de bază a fost format din rezerve. Formația bucureșteană le-a creat probleme gălățenilor doar în ultimul set al partidei, când cele două echipe au mers din punct în punct. După victoria cu CSM, dar ajutați și de jocul rezultatelor, Arcada a urcat pe locul 7 în clasamentul primei ligi de volei cu 20 de puncte. Sâmbătă, 22 februarie, gălățenii vor susține ultima deplasare din sezonul regulat pe terenul celor de la Dinamo București. În ultima etapă, Arcada va juca pe teren propriu joi 27 februarie cu VCM LPS Piatra Neamț.